În acest episod, fraților, o să fie un simplu ucigaș care omoară lumea la un chef, la o petrecere. Se duce și omoară lumea așa din mic. Ca așa-i vine lui, de ce nu? Acesta este un joc nou, se cheamă Party Hard, mă rog. L-am primit de curând, mi l-au trimis așa din nimic developerii și am zis, hai bă să-l joc, ce-o fi, o fi. Haide să-i dăm new game. Am ajutat eu puțin două nivele să-mi dau seama cum este jocul. Haide să vedem. Nu este un joc greu, este mai mult așa, un joc, nu știu, strategic să-i spun așa. Vedeți, este, ia stai. Nu merge să-l pun pe la pe grătar. Noi trebuie să mergem la o petrecere, uitați, așa dansăm, mă rog, să intrăm în spiritul petrecerii. Și ăsta acum pleacă, se mută la următoarea petrecere, dar acum au fost doar 4 persoane, dar în următoarea petrecere o să fie mult mai multe. Și tot așa, eu am jucat până la a doua petrecere, n-am terminat-o, am vrut să-mi dau și-o seama de acest joc. Și uitați câtul meu este și noi trebuie să-i omorâm. Dar ideea care este? Că nu trebuie să ne vadă, că dacă ne văd, cheamă milițul. L-am omorât pe ăsta. Deci nu contează acum că văd treaba asta, contează să nu vadă cine a făcut treaba asta. Uitați, și aia n-au văzut, nici aia. Acum eu o să fac altceva, o să merg să-l omor pe tâmpitul ăsta. Aoleu. Cred că ăștia se duc să cheme militul. Sper să nu mai ia pe mine. Și după cum vedeți, este un joculeț destul de amuzant. Am dat foc la încăperea aia, deși acolo trebuia să fie niște oameni. Dar asta este, nu s-a nimerit să fie. Gata, am ascuns și cadavrul. Acum trebuie să mai mergeți în urmă așa, câte un pic. Na, cine știe. Și ia să vedem. Bă, ești nebun, i-am ras pe ea toți. După harta oamenii. Unde am eu facecam-ul, voi nu vedeți, mi-apar kill-urile, am omorât 20 de oameni din 47. Deci asta înseamnă că mai am de omorât încă 27 de persoane. Uitați, acolo avem, să vă mai arăt o chestie, uitați, dacă apăs pe Ctrl, îmi apar toate capcanele și toate astea care pot să le fac eu. Acum să vă arăt o chestie, aici eu pot, de exemplu, să otrăvesc băutura. Aici mai pot face un lucru. Aici pot, nu știu, să dau drumul la ăsta, dar nu știu ce face exact. Dar mă rog. Aici avem un clown prost care văd că o să ne încurce dacă nu pleacă de aici imediat. Nu știu ce să-i fac eu. Aoleu, nu, mamă, m-a prins pe asta. Deci a apucat să sune la poliție și vedeți, acum deasupra capului meu apar niște cătușe. Asta înseamnă că poliția mă caută. Sper acum să nu fiu prins. Că dacă o să fiu prins, s-a cam dus pe Apple nivelul. Ha. Dice, too old for this shit. Și mă bucură treaba asta. Acum așteptăm să-mi dispară ăla. Perfect, mergem din nou pe aici să vedem cum putem să-i mai omorâm pe proști. Bă, dar cum omorâi pe ăsta? Că ăsta nici măcar... cred că băut din ăla, uitați. Cum bea tot și pur și simplu stă puțin și mor. Și nu uitați, fraților, să apăsați și voi butonul de like dacă vreți să mai fac episoade din acest joculeț. Este un joculeț frumos. Mai sunt și niște DLC-uri. Hopa, l-am prins pe ăsta aici. Bege bădaia la înghesuială. Mai este afară cineva și vreau să mă duc să-i fac felul. Am primit un mesaj, stați puțin să văd și la cine este. Perfect, haideți să vedem.
și m-a călcat mașina de poliție. Da. Ba nu. Bă, ești nebun. Am scăpat. Ha, the fuck, ce noroc am. Bă, deci am un noroc chiar, mă jur. O să intrăm prin geamul ăsta pentru că nu vreau să atragem atenția în vreun fel. Ia uite-l pe ăla la baie. Este greu să-i omor pe toți ce este drept pentru că nu te se vadă și n-ai cum să omor mai mult odată. Deci e greu să omor mai mult odată, dar încerci. Văd că stai așa să plece domnul milițian. Din păcate pe ăla n-ai cum să-l omori. O să mergem la baie să-l omorâm pe ăsta. Să ne vadă lumea. Nu mai bezi, bă, din aia otrăvită. Sau nu mai otrăvită. Acum cum fac eu pe ăștia să-i omor pe rând, pe rând, să nu mă vadă lumea. Ia uite-l pe ăsta. L-am prins. Perfect. Sper că mă ia pe mine. Și ușor, ușor mai avem încă 13 persoane de omorât. Deci nu o să fie foarte greu. Noi acum ne prefacem că dansăm, că vezi, Doamne, că... Ia uite unul acolo și unul aici. Stai acolo. Perfect. Mai avem încă 10 persoane, fraților, de omorât. O nimica toată. Deci vedeți voi câtă lume a fost la această petrecere și cât de puține au rămas. Lumea s-a alarmat. Mamă, ce m-a speriat că ăla vine spre mine. Trebuie să fac eu un fel să scap de toată lumea fără să fiu văzut. Bă, dați seama, mai sună omul la poliție, că mă stura eu de câte ori sună. Hopa, la baie se va petrece un viol. Ești prost, dansează și ăla de la... Ah, te băga și așa. Hai cu mine, hai cu mine. Ah, normal. Cops, you need to see this. Mai avem încă 6... 8 persoane mai avem. De omorât. Bă, de ce? What the fuck? Nu te cred. Să-mi bag pici. Și orul. Bă, cum? Cum se poate așa ceva? Că nu m-a prins, nu m-a văzut. Fuck. Fraților, și după mult timp am reușit să ajung iarăși la acest număr, pentru că este foarte greu. Este al dracului de greu să reușești să îi omor pe toți fără ca nimeni să te vadă. Acum stai așa să văd ce fac. Pentru că este ceva greu la mijloc. Am luat... o chestie anume care îți schimbă hainele. Deci o să-mi fie foarte ușor. Dar văd că ăștia nu mai pleacă. Stai așa. Deci fac eu cumva să-i gonesc, eu știu. Hai mă, nu mai pleacă niciunul. Trebuie să fac eu într-un fel. Așa, hai. Bravo, fata. Hai și tu acum, hai despre rând. Mai sunt câțiva, câți mai sunt? 4. L-am prins și pe ăsta. Și am scăpat. Că mi-am schimbat hainele. Ce? Cum a prins numai pe mine? Păi schimbai hainele, n-are cum. Nu mai vreau.
Fraților, cred că acesta a fost acest episod. Bine, această fază, că eu filmez de vreo oră, cred că mă tot joc jocul ăsta. Așa, și acum aceeași după tort, ultimul om. Am câștigat. Bă, deci a fost așa de greu să-mi bat piciorul, e foarte greu jocul ăsta și pare simplu. Da, acum ai omorât-o cu o persoană, eu zic să ne distrăm pe cinste acum. Bă, deci pe bune că a fost foarte greu nivelul ăsta, foarte greu. You arrived at the scene after the assailant had fled. Nu mai stăm să mai vedem cutscene ăștia. Așa. Aici avem DLC-ul, cred că, da. Haide să trecem la următorul nivel. Eroi. Deci tu pe ăștia îi numești eroi, care omoară lumea la petrecere. Eroi, tu îi numești eroi. Haide să vedem și acest episod. Nu este mai frumos. Văd că avem o groază de chestii. Văd că pe gardul ăsta nu mă vede nimeni. Suntem la o petrecere de... nu știu, de... de țărani, să spun așa. Am murit o găină? De ce să mor o găină? What the fuck? Ia, aici îi facem felul și lui ăsta. Este totuși un nivel, din câte văd eu, destul de greuț. Pentru că nu prea știu locațiile încă, dar sper să le aflu pe toate. Aici am pus o travă, mergem frumos aici. Opa, avem aici un costum. Avem un costum care ne va fi foarte util. Mergem aici și... opa! Eseu! Ia să împinge pe cineva în foc. Am împins pe una în foc. Văd că am mai primit un mesaj care probabil este de la domnul lecturatul. Imediat, că vrea să mergem undeva. Filmez și eu. Filmez ceva repede. Aoleu, nu. Am folosit acest costum ca să scăpăm. N-am avut încotro. N-avem foarte multe persoane de omorât la această petrecere, deci s-ar putea să ne iasă din prima acest nivel. Sper. Ideea este că nu știu cum o să-i omor eu. Păi unde sunt? Sunt ăla în alb. Mulțumesc pentru sănătate. Mă, ce mai vrea lecturatul ăsta când vede că filmez, să mă lase în pace. Așa. Că dacă eu îl sun în timp ce el filmează, face gură că nu lasă să filmeze. Ia să-i facem noi felul și lui prostul ăsta. Perfect. Bă, ăla e mort? Bă, ăsta-i pișat pe el. Ăla n-a văzut că a stat cu spatele la noi. Prostul se duce în graj și noi mergem să-i dăm la bișboacă. Ia, e de ascuns cadavrul. Uite că aici de... I need a victim. Ok, mai avem de omorât încă 12 persoane. Nu, 14 persoane, scuze. Deci nu o să fie un lucru foarte greu. Ia avem un coa, bă, barmane. No, nu pot acum. Ia să vedem ce mai am pe aici. Am pus de acolo foc și calul. Sunt sigur de capcane care le mai am. Dar nu e problemă că pot să-l omor pe ăsta acum. Pe ăștia doi, uite, pe ăsta nu știu dacă pot să-l omor, dar pot să-l car de aici și îl punem exact aici. M-a văzut și tu repede pe mine.
Trebuie să merg aici cât pot de repede. Nu cred că m-am prins. Pe ce trebuia să apăs? M-am speriat și n-am apăsat pe butonul cel bun. Acum pierd eu. Fraților, cred că cam atât cu acest episod. Nu știu dacă este lung sau scurt pentru că am filmat de m-am săturat, dar abia acum am reușit să... Bine, abia data trecută am reușit să termin nivelul. Bă, este un joc foarte greu. Promit că îl voi termina pe ăsta în episodul viitor, plus încă unul, dacă o să fie un episod viitor. Dacă o strângem multe like-uri, sper strângem multe like-uri la acest video. Eu am fost Bercea. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă mă susțineți și dacă vă place și dacă v-a plăcut acest episod, dacă v-a făcut, dacă eu v-am făcut să râdeți și, sigur, ne vedem data viitoare. Pa, pa!